Ce s-a mai întâmplat la Wall Street? Păi după weekendul prelungit uh, datorat Paștelor Catolici, am fost închiși vineri în toate piețele cu creștine, iar luni piața americană a mers, dar piețele europene au fost închise. De marți piața a avut ceva emoții pentru că urmau să apară datele despre inflație. Și datele despre inflație au venit foarte bune. Foarte bune, însemnând că inflația a scăzut spectaculos la 5%, mai mult chiar, month over month, creșterea a fost doar de 0,1%. Pe de altă parte, ceea ce trebuie să luați în considerare, este că core inflation a crescut month over month tot cu 0,4%. Adică, această inflație unde Fedul se uită înainte de orice este inflația fără energie și mâncare. Dacă prețurile la energie și la mâncare sunt foarte volatile, că se întâmplă tot felul de creșteri sau scăderi puternice ale prețului petrolului, trebuie să știți sau Alte nebunii din agricultură, inclusiv în in temperii, sau in crize, sau inundații și așa mai departe. Restul dau totuși o idee despre inflația în economie. Adică nucleul dur al inflației, core rate fără energie și mâncare, este acea inflație pe care o supraveghează Federal Reserve. Ceea ce observăm, observăm că inflația per total nu mai crește, ba chiar scade. Am observat ieri, joi, când a apărut uh, prețul produselor industriale chiar o cădere dramatică de minus 0,5% a prețurilor la producători lună de la lună, adică luna martie față de luna februarie prețurile au scăzut, dar și acolo prețul nucleului dur al coloreitului a rămas destul de sus. Asta înseamnă că dacă am avut petrolul foarte jos o bună bucată de timp, am avut și prețuri de energie mai mici, automat s-au răsfrânt asupra prețului la alimente și inflația a dat semne de scădere. Semnele de scădere ale inflației bucură foarte mult Federal Reserve și bucură foarte mult investitorii, pentru că investitorii sunt foarte încântați Că dobânzile nu vor mai fi ridicate. Dar acum, ideea e următoarea. Va exista o recesiune sau nu? Dacă analizăm ce s-a întâmplat până acum din punct de vedere macroeconomic, ar trebui să cumpărăm cu ambele mâini uh, indicii bursieri să se ducă la stele. Dacă vă uitați, cel mai curios este că indicii europeni bat record după record. După ce au avut un record acum două luni, trei, două luni cu FTSE, care a trecut de 8.200, acum avem un record cu cacarantu, care este la maxim istoric la 7.500 și nici daxul german nu e departe de cele 16.100 de puncte record istoric. E posibil să avem o bursă atât de sus într-o perioadă în care inflația e atât de mare? și în care avem război în Europa și în care avem problemă cu energia și cu acoperirea necesarului de energetic în Uniunea Europeană. Momentan pare că da mai mult, pare că și omajul continuă să reziste la niveluri foarte, foarte mici, creșterea economică există în continuare, în Uniunea Europeană, creșterea economică e 0 sau 0,1%, dar oricum nu e pe minus. Drept urmare, nici vorbă de recesiuni. Și dacă toată lumea s-a gândit că lupta contra inflației, dacă va fi câștigată, va duce și la o recesiune mai soft sau mai puțin soft, acum optimiștii urlă foarte tare: iată că nici nu trebuia să ridicăm așa mult dobânzile pentru că recesiune nu avem și trebuie să lăsăm economia să crească și o, o, un puseu inflaționist de un an nu e o problemă prea mare. Am uitat și de problema băncilor mici și de dobânzile la titlurile de stat foarte mari, după ce băncile s-au umplut de titluri de stat la 10-20 de ani cu dobânzi la zero în anii trecuți și acum suferă. Nu mai vorbește nimeni nici despre First Republic Bank, nu mai vorbește nimeni nici de fuziunea UBS și Credit Suisse și totul pare rezolvat și șters cu buretele în decurs de trei săptămâni pentru simplu fapt că Federal Reserve, deși a ridicat cu 0,25, ar fi putut să nu ridice dobânzile dacă știa ce inflație bună o să obțină săptămâna aceasta. Eu zic să fim precauți. Precauții în sensul că o să mă încăpățânesc să nu cred că vom putea avea o inflație care să ducă înapoi la 2%, deci o scădere dramatică a inflației fără șomași. Și atât timp cât șomajul nu trece de 4, 4, 5%, nu văd cum am ieșit din această situație. Dar momentan datele sunt cele care sunt. Așa cum bine știți că în momentul din 2009. După criza din 2008, când s-a hotărât tipărirea banilor, toată lumea a fost fericită, și acea tiparniță care a funcționat foarte bine, care a refuncționat după aia în pandemie, a dus la inflația de astăzi. Așa vă spun că, până la urmă, regulile de bază ale economiei își vor spune cuvântul. Și ori vom avea din nou o inflație mare, că va răzbugni undeva și va începe din nou să crească. Ori, pur și simplu, inflația își va continua trendul descendent, așa cum sper și cred că se va întâmpla, dar, în același timp, și șomajul și creșterea economică vor dispărea. Adică, șomajul va crește și creșterea economică va dispărea. Deci, mă aștept să avem o recesiune de 2-3, poate chiar patru trimestre, nu foarte puternică. Asta în cazul în care inflația își continuă. Mersul ei descendent. Să nu uităm că inflația, când spunem că au crescut mai puțin, nu înseamnă că prețurile nu cresc. Deci, dacă acum în câteva luni vorbeam de creștere de inflație la american de 7-8, chiar 9%, acum vorbim de 5%, ceea ce e un lucru foarte bun, dar trebuie să fim foarte atenți ca această creștere de 5% să continue să scadă până la nivelul de 2%. 2% este targetul Federal Reserve-ului și domnul Paul va ține dobânzile sus multă vreme până când inflația se va apropia de 2%. Anul ăsta nu se speră ca dobânzile să treacă de 5,25%, deci mai am putea avea o ridicare de dobânzi de 0,25%, dar deja toată piața e convinsă că ridicările de dobânzi s-au terminat. Și în curând vor începe optimiștii să spună când tăiem dobânzile. Dacă tot jocul ăsta cu dobânzi e așa simplu și toată economia va merge bine numai din jocul cu dobânzi, înseamnă că am găsit o lampă lui Aladin în economia mondială care ne satisface orice fel de uh, dorință atâta timp cât... Uh, și șomajul este foarte bun și creșterea economică e foarte bună și avem și inflație. Dar așa cum am spus, eu nu cred că se va termina așa, deși cred că vom avea un reviniment pe burse și bursele vor mai crește, dar nu, nu foarte mult. Adică dacă creșterile au fost spectaculoase, mai ales pe piețele europene de la începutul anului până acum, cu o mică corecție din cauza crizei băncilor mici din America și a crizei Credit Suisse, vreau să vă spun că nu ar trebui să vă așteptați la niște creșteri spectaculoase ca în 2020-2021, ci la creșteri moderate, reținute și să nu uităm aprilie e luna cea mai bună pentru investit în bursă pentru că în general 95% din cazuri statistic vorbind aprilie crește, dar în mai, așa cum se spune, sell in May and go away. Deci așteptați-vă colecția corecția să vină undeva în mai, dar nu foarte, foarte mare. Totul depinde de cum va ieși GDP-ul pe trimestru 2, dar asta îl vom afla târziu în iulie. Totul depinde și de producția industrială, de durable goods, asta vom afla săptămânile viitoare. Și evident totul depinde de șomaj. Atât timp cât șomajul este foarte jos, bucurie mare, vând din pupă și cumpărați acțiuni. Așa cum v-am spus, ceea ce a recomandat la cumpărare până acum rămâne valabil și acum. Și UIPs și Google, și Microsoft sunt acțiuni care, sigur, vor avea de câștigat în următoarea perioadă. După cum se vede, continuă să crească încetinel ba chiar Microsoft mai mult decât așteptări. Asta pentru că inteligența artificială este nou pariu al investitorilor și așa cum Tesla a fost la un moment dat noul pariu, cum internetul a fost noul pariu, se pare că lumea pariază pe cine încearcă să imite pe cei de la Microsoft și chatgpt ul lor. Deci, pe acest motiv, Acțiunile câștigătoare ar putea fi Microsoft, Google, Nvidia. Acțiunile în caz că șomajul va crește câștigătoare ar putea fi UiPes. Și v-aș ruga să stați departe de, de bănci, dar nici să nu le șortați, pentru că băncile mari americane sunt sănătoase. Asta nu înseamnă că vom avea un bun bancar, atât timp cât dobânzile vor mai stea mult și bine sus. Până atunci, continuăm să urmărim, după Paștele Ortodox, ce se mai întâmplă în America, și până atunci nu vreau decât să vă urez tuturor celor care urmăriți canalul Feed Your Grid, sărbători fericite, Paște fericit, filmăm în Vinerea Mare și vreau să vă gândiți în această sărbătoare de Paști, mai puțin la la acțiuni, la bani și mai mult la cei din jurul vostru. Să încercăm să apreciem mai mult oamenii decât lucrurile materiale. Măcar în weekendul ăsta. Cred că e un sfârșit.